timp de 3 minute zilnic vă prezentăm cât și ce muncesc parlamentarii din fiecare județ. Vă arătăm cu argumente dacă se justifică sau nu sumele pe care le încasează lunar din bugetul statului. Astăzi analizăm activitatea lui Laurențiu Nistor, ales în circumscripția electorală numărul 22 Hunedoara pe listele PSD. Din 2008, deputatul este o prezență constantă în Parlament, acesta fiind al treilea mandat al său. Face parte din Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare și din Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului. Opoziția în frunte cu Ludovic Orban și președintele României fac plângeri penale și cer demisia premierului, fără nicio legătură cu realitatea. Acuzațiile de înaltă trădare, uzurparea funcției publice, divulgarea de informații nepublice și prezentarea cu rea credință de date inexacte președintele României, în scopul ascunderii de săvârșire unor fapte de natură să aducă atingerea intereselor statului, demonstrează neseriozitatea unui demers care poate arunca țara în haos. Înainte să ajungă deputat, parlamentarul de Hunedoara a fost primar al comunei Șoimuș timp de 18 ani. Presa locală scrie despre Laurențiu Nistor că a dat câteva tunuri de miliarde de lei vechi în perioada când a fost primar și a fost cercetat de DNA. Deputatul PSD Hunedoara a fost cercetat și de Agenția Națională de Integritate pentru Conflict de Interese. Laurențiu Nistor este un deputat mediocru din punct de vedere al activității din actualul mandat. 45 de luări de cuvânt, 31 de declarații politice, 51 de propuneri legislative, din care 12 promulgate legi, 39 de întrebări și interpelări și o moțiune. Luările de cuvânt ale deputatului PSD Hunedoara însumează 41 de minute și 15 secunde. Deputatul PSD Hunedoara este un strașnic apărător al partidului din care face parte. Am reușit să fim astfel singura țară care își spală rufle în Parlamentul European. Filozoful Gabriel Liceanu, care a știut mereu să se adapteze conjuncturilor politice, a făcut-o și de data aceasta. A acceptat să o sprijine pe doamna Monica Macovei, intrând în corul isteric dirijat de aceasta. Nu ne explicăm altfel cum domnul Liceanu a afirmat că liderul PSD Dragnea, Liviu, ar fi spus că își dorește demiterea șefii DNA, respectiv demiterea doamnei Laura Codruța Chioveși. Pe lângă inițieri de proiecte de lege și luări de cuvânt, parlamentarii trebuie să participe la vot. În acest mandat, Laurențiu Nistor a avut 2782 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic a fost de 84%. Pentru munca depusă în Parlament, deputatul PSD Hunedoara încasează o indemnizație lunară de 10781 de lei. Laurențiu Nistor s-a făcut remarcat mai mult prin faptul că a fost în atenția DNA și ANI decât prin activitatea de parlamentar. A ieșit în evidență și prin faptul că în 2010 a fost pictat pe pereții bisericii din Șoimuș. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului PSD Hunedoara. Prezență ridicată la vot și fidel partidului din care face parte. Punctele sale slabe sunt următoarele. Cercetat de DNA și ANI, luări de cuvânt în număr relativ redus, comunicare online foarte proastă, propuneri de legi în număr relativ mic. Pentru activitatea sa din acest mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor.